sunt patru preoți, patru brahmani, Dumnezeu sunt în ușă. De ce o trebuie să parcă ar duce la mare. Iar acolo o duc. Cum? E un suti. E așa că l-au văzut. Asta e. Ce e acela suti, Dumnezeu? Un sacrificiu omenesc, însă un sacrificiu, așa zis, voluntar. Observați mitina pe care o poartă o gardă în armată în urma femeii. E un om cu ea, un bătrân îmbrăcat în straie bogate. Stă răsturnat pe terne. Cum trebuie a fi dormind în parlarea asta? Nu doarme, e mort. E un prinț indian, un rajah, soțul femeii pe care o doresc brahmani. Și de ce? Mai există încă asemenea obiceiul. La moartea soțului, femeia lui este arsă de vie împreună cu trupul celui decedat. Arsă de vie? Ce idee? Părerea mea asta e un asasinat. Dar femeia de ce se supune la urma urmei? Femeia pe care o vedeți trecând este o hindusă de rasă parsă din Bombay. Rămas orfană a fost militată silnic cu acest rajah, bătut de bun de cont. După 3 luni de când a murit. Știi ce așteaptă? Femeia încerca să fugă, dar dremurcului au prins-o și au silit-o să declare că primește să se sacrifice după obiceiul sfânt. Chicăroși! Unde o duc, știi? Am auzit că sacrificiul se va face la pagoda din Pinaj, la o jumătate de mine de aici. Când? Chiar la astă seară. Acum putem pleca, Sahib, convoiul s-a îndepărtat. Domnilor, ce-ar fi să o salvăm pe femeia aceea? Formidabilă idee, Mr. Fogg! S-o salvat! Da. Dar întârzierea? Mai am încă 12 ore câștigate pe drum. Pot să le folosesc în acest scop. Ia pe uite! Dar dumneata este un om de inimă, domnule Fogg! Uneori, când am timp. Zahir, este teamă că nu o să putem face nimic. Femeia e închisă în pacodă. Preoții, acuși la pacodă, cu tot locul de plastici. Dacă aș face eu singur o încercare, ce-ți trece prin minte, prieteni? Hei! Ce-i asta? Fiți acolo, în stânga pagodii. Am terminat pregătirea rugului. Peste câteva clipe va începe sacrificiul. Acela-i rugul? Ce-i cu trupul pe care îl așează deasupra? E leșul balsamat al rajahului, care va fi ars odată cu văduva sa. Uitați-vă, au deschis ușile pagodii. Domnule Fogg, am o idee! Inutil. Nu intră în îndatoririle unui balet să aibă idei în prezența stăpânului său. Dar e o idee foarte... Stați încă un cuvânt și îți primești preavizul de conceniere. Păi da! Gata, am tot. Am scos victima. O trăs pe rug. Să ne apropiem din timp. Dansurile și strigătele lor rituale o să ne acopere prezența. Să ținem armele gata pregătite. Asta tu, cu ce depărta prea mult. Vreau să fiu cât mai în față. Au închis-o pe rând lângă soțul ei. Urmează dansurile sfinte. Domnule general, voi încerca să mă repet între ei cu revoltările în mână. Eu am nebunie, domnule Foc, nu vă las. Susțineți-mă cu câteva salve bine simțite. Unde-o fi Paspartu? 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 Are de ascultătorul ăsta. Nu se poate, domnule Foc. Uitați-vă ce e acolo. Chiar dacă ajungeți la rând, nu o să mai puteți trece înapoi. Și că cu trupul femeii în brațe. Să se răzbiți prin mulțimea asta delirantă. De ce-o fi acolo? S-a întâmplat ceva? Fug în toate părțile! Sahib, nu vedeți acolo? Acolo pe rug? Bătrânul la așa nu e mort. Se mișcă! Adevărat! S-a ridicat în picioare. Ce face cu femeia? A luat în brațe. O strânge la piept. Sahib, e o minune! Mirile zeiții Kali! Nu vă uitați într-acolo! Ne primește banii! Extraordinară întâmplare! Au căzut toți cu fungi la pământ. Rasahul a coborât de pe rug. Domnule Foc, e nemaipomenit. Vine încoace. Într-adevăr. Da, mai vine. Mii de bombe, dar acesta e Paspartu în persoană. Domnule Foc, ajutați-mă să plecăm repede până nu descoperi ăștia și replicul. Lasă-mă mie pe doamnă. Cred că e leșinat. Ridică pe călăuză. Nu e nicio minune. E doar o ispravă de-a flotorului nostru. Că peste elefantul, pornim în goala mare. Gata! Toată lumea sus! Au descoperit! La drum! Bravo, băieți! Ești un viteaz! Dar cum de-ai reușit să te strecori până la mine? Domnul general, uită-te în tinerețea mea, am fost profesor de gimnastică și acrobat la circ și... Eu mă răzumul, flăcă! Îmi permit să vă spun că am fost și pompier.
cinstea mea, domnule general. Am fost sergent de pompieri și vă rog să credeți că am la activ meu niște incendii remarcabile. Absolut remarcabile. Toate incendiile tale, băiete, nu fac doi bani, de lângă acesta, în care ai fost nu numai pompier, dar și un razat bătrânat, decedat și îmbălsămat. Bine, spune. Ei, toate felicitările. Mai așa, domnule Paul. All right, cred că da. Odată ajuns la Allahabad, Mr. Fogg porni mai departe cu trenul. Tânăra femeie îl rugase pe Mr. Fogg să o ia cu dânsul până la Hong Kong, unde avea un unchi la care vrea să se refugieze. La Benares, Sir Francis Cromarty se despărțise de prietenii săi, îndreptându-se spre cantonamentul trupelor sale. După aceea, călătoria s-a desfășurat fără incidente. În ziua de 15 noiembrie, domnul Phileas Fogg, împreună cu soțitorii săi, cobora din tren la Calcuta. După itinerar, sosea tocmai la ziua fixată, astfel că se putu îmbarca imediat pe vaporul care făcea cursa Calcuta, Singapore, Hong Kong. La Hong Kong, sosi însă cu o întârziere de 24 de ore, de pricina vremii nefavorabile. Din fericire, vaporul pentru Yokohama nu plecase până la ora aceea, având de făcut o reparație la mașină. Domnul Fogg porni deci împreună cu Paspartu și cu tânăra hindusă în căutarea unchiului ei, urmând să meargă după aceea la vapor. Din nefericire, Paspartu a adus o veste la care nimeni nu se aștepta.